Bine ați venit, dragi persoane din Zodia Leu, la etalarea de dragoste a lunii mai. Pentru voi am pregătit pachete de oracol și de tarot perechi în direcția aceasta a observa ce predispoziții există, da? Și îngerii romantici și tarotul Rider-Waite. Deci dacă aveți Zodia Leu, ascendent, semnul nord, nodul nord, nodul sud, da, în Leu, sau vă interesează o persoană în Zodia Leu, sunteți, iată, bineveniți. Am să aprind o lumânare pentru dragostea voastră, pentru sănătate, iubire, pentru împlinirea a ceea ce vă doriți voi, pentru împăcări, pentru niște relații fericite. Sperăm din tot sufletul. Etalarea aceasta va avea și cărți Lenormand, va avea și tarotul iubirii cu ultimul cuvânt, cum se spune, și se adresează atât persoanelor în relații, cât și celor separate, chiar și celor singure, pentru că puteți găsi aici energia unor persoane posibil pe care, nu știu, să le cunoașteți sau care să revină în viața voastră și vedeți oarecum dinamica. Am să încep să pregătesc cărțile, cum procedez de obicei, de față cu dumneavoastră, pentru că nimic nu este întâmplător, dragii mei, și veți vedea că sunt mesaje care vin spre dumneavoastră. Sper din tot sufletul, da, să rezonați. Există pe canalul Agapia Tarot și alte etalări. Puteți să le vizionați și pe acelea dacă simțiți că nu rezonați cu aceasta. Puteți solicita, da, și etalări personalizate totodată. Eu m-am gândit pentru luna mai să extrag câte 4 cărți din fiecare pachet, corespunzător celor 4 săptămâni, pe care 4-5 săptămâni pe care le are luna aceasta. Și bineînțeles că vom compara, vom spune care sunt zodiile care apar și cu care dragii noștri lei, doamne și domni, pot avea anumite relații. Iată că eu zic că sunt pregătite cărțile de tarot și procedăm la fel și cu îngerii romantici. Dragii mei, cu siguranță, dacă ați deschis acest video, sunteți în căutarea unor răspunsuri pe care le puteți găsi. De asemenea, vă invit să vă ascultați și propria intuiție, iar dacă unul dintre carduri sau una dintre cărți vă transmite un anumit mesaj, să îl luați și pe acela în considerare. Pentru Zodia Leu se anunță, bineînțeles, ca și pentru oricare dintre celelalte zodii, mesajele, iată, vorbim despre o codependență. O adicție afectează viața amoroasă din perspectiva celeilalte persoane. Adicția sa poate să fie de control, de bani, o adicție de putere, de dominare, o adicție legată de o substanță, să spunem, da, zahăr sau tutun. Hai să vedem. Prima săptămână pentru Zodia Leu are inima rănită sau inima care se vindecă la voi și și nebunul la cealaltă persoană. Ceea ce văd eu aici este că voi parcă vă călcați peste inima, voi veți lua o decizie bazată pe moralitate, pe rațiune și mai puțin pe ce vă spune inima. Pe de altă parte, eu simt că totodată vi se vindecă inima, dragii mei, pentru că vedem acest nebun care pleacă, da, deci se îndepărtează de voi. Este poate o persoană care își dorește un nou început și care nu era potrivită, posibil un vărsător. Da, este o persoană care într-un fel sau altul se resetează. Ceea ce pot să vă spun, atenție la trădări, da, s-ar putea să fie anumite relații trio aici, în cazul dumneavoastră. Hai să vedem în cea de-a doua săptămână. Ce mai găsim? Mai găsim gemeni sau balanțe, de asemenea.
Iată, voi aveți cartea magicianul, iar cealaltă persoană în săptămâna a doua este a doiului de cupe. Se pare că voi știți cum anume să aduceți pasiunea în relația voastră. Sunteți adevărați magicieni, dragii mei lei, fie că sunteți doamne sau domni. S-ar putea să fie cineva din zodia berbec care să vă rețină atenția, care să vă curteze. Magicianul convinge prin ceea ce spune și face. Cu resurse puține reușește destul de multe. Cealaltă persoană poate să fie din rac, scorpion sau pești. Văd că aceasta vă oferă cupa iubirii. Voi aveți încă un potențial nemanifestat pe care îl puteți consuma în această relație, da, care se întrevede. Cea de-a treia săptămână din luna mai are pe de o parte cartea dumneavoastră, optul de spade, iar cealaltă persoană are șaptele de monede. Fiecare dintre voi vă simțiți ușor blocați. Persoana cealaltă se gândește că se gândește probabil la planul financiar și nu este atât de interesat, nu vă acordă suficientă atenție. Dumneavoastră, parcă sunteți așa blocați într-o anumită situație cu cineva din gemeni, balanță, vărsător. Văd aici și parteneri posibili din Taur, Fecioară, Capricorn, totodată. Deci, săptămâna a treia, e necesar să priviți puțin relația din altă perspectivă. Dacă puteți să nu vă îngrijorați în legătură cu evoluția aceasta, poate să aveți ceva mai multă înțelegere pentru persoana dragă. Cred că aceasta încearcă să facă niște eforturi, dar preocupările legate de planul ăsta material poate să îl abată sau să o abată de la atenția pe care v-o acorda de obicei. Cartea numărul 4, săptămâna a patra, vă aduce în fața unei decizii. Voi trebuie practic să luați o hotărâre, nu vă mai puteți preface, nu puteți ignora o anumită situație. Poate cu aceste spade vă apărați față de un rege de monede. Eu văd cealaltă persoană cu stabilitate, cu siguranță financiară, deci dacă era nemulțumit sau nemulțumită în săptămâna 3, în săptămâna 4, aceasta cred că vă oferă o situație mult mai bună, însă voi nu știți ce să faceți, dacă să acceptați sau nu o anumită ofertă sau să mergeți într-o altă direcție. Este destul de interesant. În orice caz, cartea asta spune că voi, practic, e suficient să priviți. Acum parcă nici nu priviți, dar sunteți, vă luați apărarea, nici nu lăsați să se apropie nimic de voi. Dar să știți că vine o situație foarte, foarte solidă. Poate să fie și cineva din Taur, Fecioară, Capricorn. Hai să vedem celelalte cărți, dragii mei, îngerii romantici, pe fiecare săptămână. Între 1 și 7 mai, iată, avem cartea flirtului. Vă extindeți lumina inimii și energia către ceilalți. Persoana dragă spune că viața amoroasă vă este influențată de copii. Fie că sunt copiii făcuți împreună, fie că sunt copiii voștri din căsătorii sau relații anterioare. Deci, într-un fel sau altul, partenerul sau partenera se poate gândi la vindecarea copiilor voștri interiori. Dar poate că va fi mai copilăros, mai copilăroasă sau pur și simplu se gândește că ar vrea să aibă copii și acest lucru să influențeze oarecum relația cu dumneavoastră. Fie să meargă către un pas mai bun, mai avantajos, fie să se retragă într-un fel sau altul spre o oportunitate de a avea copii. Ce îmi spune cartea pentru a doua săptămână din luna mai? Văd aici mai multă implicare din partea voastră. Spune cartea că viața amoroasă vă ascende la un nivel superior, iar cealaltă persoană simte că există o atracție magnetică puternică între voi, această chimie
vă determină să stați cât mai mult timp unul în apropierea celuilalt. Să vedem și a treia săptămână din luna mai cum se manifestă. Păi iată, dumneavoastră vă gândiți că acesta este un suflet pereche, că a fost menit să fiți împreună și că a apărut la momentul potrivit în viața dumneavoastră. Iar cealaltă persoană simte că între voi există o iubire adevărată. Este o poveste de dragoste între voi doi. Foarte, foarte bine, dragilei. Hai să vedem în continuare, în cea de-a patra săptămână, să te iubești mai mult pe tine, drag leu sau dragă leoaică. Iubirea de sine, autostima, vă face mult mai atractiv din punct de vedere romantic. Iar cealaltă persoană spune că ar trebui să lase la o parte controlul. Încearcă probabil această persoană să sară niște etape și important e ar trebui să lase lucrurile să evolueze într-un mod natural, fără a imprima nicio presiune sau nicio lentoare, ci pur și simplu să lăsați sentimentele să curgă. Hai să vedem din partea Lenormand, celor din Zodia Leu, ce le spune. Da, pachetul de Lenormand are următorul mesaj pentru dumneavoastră. Simt nevoia să le extrag pe acesta. Să fiți isteți, dragii mei, să fiți isteți, fiecare să aibă propriile avantaje. Parcă sunteți, vă priviți oarecare iscodeală, adică vreți să vedeți oare chiar este sinceră persoana asta, dar este ceva reciproc. Dar totodată această vulpe îmi spune că poate fi și ceva secret. Este parcă voi vă furișați ca să vă vedeți, adică nu este, da... Văd aici că vă mână aceleași interese, că sunteți isteți în relația voastră în așa fel încât să vă meargă bine, că vă apărați interesele unui celuilalt, dar sunteți o familie de vulpoi, aș zice eu, vulpa și cu vulpoiul. Nouă de bâte mi-arată faptul că aveți o viață destul de tumultuoasă și numărul 14 se poate referi poate la ziua de 14 mai, ca fiind importantă, sau între 1 și 4 mai, da, mai ales că acum vorbim despre prima, da, suntem spre prima săptămână. Să vedem acest tarot al iubirii autentice, ce card și ce confirmare ne oferă pentru Zodia Leu și dragostea lor din luna mai. Cartea care vorbește despre voi este Reciprocitatea în iubire. Vedem aici că partenerul a îngenunchiat în fața partenerei sale. Cred că vă manifestați sentimentele unuia față de celălalt. Prin urmare, dragii mei, aveți mari șanse să trăiți o poveste frumoasă de dragoste. Sper din tot sufletul să rezoneze majoritatea dintre dumneavoastră cu această frumoasă romanță și vă invit să urmăriți și alte etalări. Sper că v-a plăcut și aștept cu drag comentariile dacă se împlinește. Vă îmbrățișez cu mare drag și să aveți grijă de voi. La revedere!